parchetul european, o instituție despre care s-a vorbit destul de puțin în România, dar acest lucru nu i-a împiedicat pe români să o susțină pe Laura Codruța Kövesi vehement în momentul în care aceasta și-a anunțat candidatura. Cum vedeți această situație? Da, e bună observație, am documentat și eu. În tipic românește, dacă trebuie să văd, noi avem o chestie de... Noi transformăm totul, noi românii, într-un meci de fotbal. Adică, imediat, nu mai gândește nimeni, toți sunt galerii, pro și contra. Și galerii, ca la toate galeriile de fotbal, care, când dacă îi spun, nu știu, nu mă pricep așa bine, dar dacă îi spui un echibiț de la Steaua că o să-i bată pe aia de la Steaua, nu știu, Fece Fălticeni, spune așa în întâmplare, la spun, nu se poate, chiar dacă îi bate. Adică, chibiții, dacă tu se faci și în presă, nu pot concepe că un partid adversar poate să câștige alegeri. Atunci, ei neagă și posibilitatea. Nu numai că urăsc partidul ăla, da? Deci chibiții anti-PSD, dacă le spui, chibiții USR, dacă le spui, doamne, s-ar putea ca PSD-ul să câștige alegeri. Le spui, s-ar putea. Nu e adevărat. Adică e și un, se extinde chibițăreala și la sunt unica teritoriu și ajungem la acest parchet. Acest parchet este foarte important. A fost creat și a pledat pentru el un domn numit Klaus Iohannis, puțin în lume și amintește. Avem declarația președintelui Klaus Iohannis, chiar după ce a semnat acel acord de cooperare. Haideți să vedem ce a zis președintele României atunci. Doresc să subliniez faptul că menționarea în textul final al declarației de la Roma, a conceptului de cooperare consolidată, este făcută strict în limitele prevederilor actualului tratat al Uniunii, obiectivul fiind ca toate statele să acționeze împreună. În plus, textul declarației menționează că ușa rămâne deschisă pentru statele membre, care doresc să se alăture mai târziu acestor forme de cooperare consolidată. Președintele Klaus Iohannis a fost de acord la această cooperare consolidată. De altfel, și ministrul Tudorel Toader a fost cel care a fost de acord ca România să fie în grupul restrâns care a dorit înființarea acestui parchet european. Da, e foarte importantă această precizare pentru că vom vedea atunci că e un joc dublu al PSD-ului. De ce? Parchetul european a fost o inițiativă controversată din start. Înainte de acest discurs, care este în urma unei ședințe din martie 2017, în Consiliu, el nu a întrunit consensul. Acolo se votează prin consens. Deci, o serie de șef de stat, printre care și cel al Ungariei, s-au opus acestui parchet. După părerea mea, corect, pentru că a fost o întreagă dispută la nivel european de ce e nevoie de o poliție a întregii Uniuni. Pentru că, oricât spun ei, fraudele se pot rezolva și de la guvern la guvern. Era menționat ca bază legală în tratamentul de funcționare al Uniunii Europene că la un moment dat vor avea posibilitatea să cerceteze aceste fraude prin înființarea unui parchet. Nu, a fost o directivă de înființare a unor fraude, dar, repet, și s-a apelat atunci. Nu, eu am spus care era, de ce n-a întrunit consensul. Deci acest parchet, ca să înțelegem, o serie de șefi de stat, printre care și Victor Orban, cred că și polonezii s-au opus în ființare, în Consiliu. Și atunci s-a apelat la această formulă, e foarte important de explicat, română, care s-a numit cooperare consolidată. Adică, domnul Klaus Iohannis a dat un exemplu și foarte important, s-a spus așa, sunt anumite acțiuni care se fac numai de către anumite state. Adică hotărâm noi, el a dat exemplu și cu euro, hotărâm parchetul și în pe parcurs? Da, cum am înființat noi amândoi o asociație, nu știu, a jurnaliștilor, da? Și se înscriu în ea, nu putem obliga pe toți jurnaliștii, că nu avem putere. Dar lăsăm ușa deschisă. Păi nu, da, dar cei care se înscriu în ea vor trebui să se supună deciziilor pe care le luăm noi toți. De-aia, atenție, precizarea asta.
ca să se constituie această formă pentru care pleda domnul Klaus Iohannis, consolidată, trebuiau 9 state. Erau numai 8. România a fost al 9-lea? Al 9-lea în martie 2017, când la putere era un partid numit PSD. Care PSD cu domnul Liviu Dragnea ne-au bătut la cap în fiecare zi că ei sunt suveraniști. Dacă ați observat politic, de-aia spun ipocrizia PSD. Politica PSD acum este asta. Nu trebuie să ascultăm de tot ce spune Bruxelles. Corect, da? Dar la asta a fost de acord. Dar nu numai atât. Atenție, e foarte important. Deci dacă nu eram noi, nu se înființa, că era nevoie de... De nouă. El spune, la un moment dat, chiar într-una din duminicile trecute, a spus la un post de televiziune că el a fost. Dar atenție, în consecință, primat au fost 16 state, apoi au 22, nu sunt 29, 27, sunt numai 22. Sunt doar 22 de state. Regulamentul, și aici este foarte important, regulamentul de funcționare și de numire a procurorului șef al parchetului a trecut și pe la domnul ăsta numit Tudorel Toader. Adică a trecut pe la toți ministrii de justiție din țările care au intrat în gașca. La Consiliul Jai, dacă nu... Nu, a trecut. Ce spune acest regulament? Spune o idioțenie, iertați-mă, anume... Că în timp ce echipa parchetului este alcătuită din procurori desemnați de națiuni, ați văzut la noi, deci ordonanța aia de urgență nu vizează procurorul, vizează echipa. Da. Fiecare, și noi vom propune 3. Deci fiecare stat membru al acestui parchet, care colapsă din cei 22, vor fi poate 27, propune un procuror. Deci echipa parchetului va fi alcătuită din procurori naționali, da? Da. Păi potrivit acelui regulament semnat și acceptat de domnul Tudorel Toader, șeful parchetului nu este votat dintre ăia. Deci e că avem o curte constituțională, da? Da. Avem o altă curte, da. Așa. În alta curte își votează președintele, nu din afară, dintre ăia, da? Nu era normal. Ca acest procuror șef al parchetului, da, să fie, adică după cei... după ce formăm toată echipa, exact ca la în alta curte, da? Ei promovau, pentru că și aici vor fi 3 propuneri. Cele 3 propuneri din România sunt trimise Parlamentului European, care decide între cei 3, da? Și va fi așa, și Bulgaria, și la un moment dat se făcea această echipă de, nu știu, 22 de procurori, da? Și dintre ei trebuiau aleși prin concurs șeful, că e șeful lor. Adică spuneți că modalitatea prin care se va alege procurorul șef european este greșită? Păi este greșită pentru că a semnat-o domnul Tudorel Toader. Acum vine și îmi spune că nu-i bună Codruța Chioveși. Cine l-a mandatat pe Tudorel Toader să semneze? Vedeți, asta este întrebarea mea. Nu e prima dată când punem această întrebare în care demnitari în frunte cu președintele merg la tot felul de sindrofii internaționale și aflăm că el a luat o decizie, nu știu cine l-a mandatat și nimeni nu-l întreabă acum. Dar nu numai că am fost al 9-lea stat, deci ați observat, eram în prima linie și acum ne convine, da? Dar, repet, mi se pare o prostie ca șef, indiferent cine va fi șef al parchetului, ăla să nu fie dintre cei de acolo, că el va lucra până la urmă cu procurori naționali. Adică normal era concursul cu echipa aia să ia dintre cei 22. Că odată promovați și acceptați de Parlament, era normal. Ori aici a fost o candidatură în legătură cu doamna Chioveși, s-a produs o mare manipulare. Comisia de examen nu a făcut ordine. Deci nu, din punct de vedere al clasamentului, nu. Comisia de examinare trebuia să facă o potrivire regulamentului, și aici vine, cred că, mișculație, o listă scurtă. I-au făcut o listă de 3, putea să fie o listă de 5, putea să fie o listă care urma să fie propusă Consiliului și Parlamentului. Da? Potrivit unei declarații pe care ne-au făcut-o cei de la Comisia Europeană pentru emisiune, ne-au spus că au ales un număr de 3 aleatoriu, adică nu exista un număr standard pe care trebuiau să-l prezinte ca listă scurtă și că acești 3 candidați erau cei mai potriviți din punct de vedere al CV-ului
pentru a... Păi au fost candidați mult mai mult. De ce erau numai cei trei? Dar italienii nu erau buni? Păi, eu am explicat. Unu, lista aia de acolo, a comisiei de examinare, este o, nu e o listă de prioritate. Adică Codruța Chioveși nu e pe primul loc, are mai multe puncte. Este femeie și a pus-o prima. Cum ar pune adică pe a fost mine? Un gest de curtoazie, da, nu de competență. Nu, dar nu au, de-abia acum au început voturile pe puncte. Eu suspectez, nu știu, trebuie să lansez, că de fapt ea a fost un fel de epure pentru cei doi. Pentru că dacă vă uitați, atenție, ceilalți doi concurenți sunt un francez și un german. Adică doi procurori ale unor două puteri care conduc în Uniunea Europeană. Plecând Anglia, ei sunt șefii, da? S-a întâmplat în felul următor. Așa cum au scris și presa occidentală, de pe lista aia scurtă au fost scoși italienii. Să spună mie că italienii nu se pricep la parchete. Adică ăia și chiar... la fraude. Nu, da, adică nu stați un pic. Ei sunt în prima linie. Procurorii italieni sunt chiar în prima linie unei bătălii, nu ca noi, ca Codruța Chioveși. Și au pus-o pe ea și cei doi. Dacă ați observat, cei doi au... nimeni n-a discutat despre ei, dar în eventualitatea, dacă erau și italiene, încerc să fiu logic, erau și ei prezenți pe lista de 5, nu era obligat, v-ați spus, nu erau 3, putea să fie 5, da? Și era Codruța Chioveși și cei doi și italian, și mai era și un spaniol, în Parlament putea să aibă o problemă cei doi. De ce? Păi, poate era făcut în favoarea italienilor. Adică, da, nu cumva s-a mers pe varianta, hai să o punem și pe Codruța Chioveși și da, care ea oricum nu poate fi o concurentă pentru ceilalți doi. Deci, nu este exclus ca să se fi pariat de la început o înțelegere franco-germană să fie francezul, da, că se vede acum după ăsta, și atunci, dar cum rezolvăm noi, cum prezentăm noi, iertate-mi expresia, mânăria asta, opiniei publice. Ce v-a făcut să vă schimbați părerea? Pentru că până săptămâna trecută susțineați că Laura Codruța Chioveși și cumva i s-a sugerat să participe, păi, și că de era împinsă. Faptul că i s-a sugerat să participe nu înseamnă că nu e iepure. Eu încerc, evit profețiile. Încerc să înțeleg dacă nu venea deja Consiliul, care e foarte important, deci Consiliul acesta de miniștri a decis zdrobitor în favoarea francezului. Deja este o decizie. Ea mai poate fi infirmată de Parlament. Deci Codruța Chioveși poate să câștige în ceea ce ar fi bizar. În Parlament, în urma votului. Da, în urma votului în care francezii votează împotriva propriului candidat. Deci noi avem două, în afară de comisia aia liberă. Deși, dacă stăm să urmărim declarațiile, cel mai mare partid din parchetul european și-a declarat susținerea. Dar nu s-a declarat, este o manipulare. Noi nu avem nicio declarație oficială în legătură cu acest parchet, cu ea. Avem niște tipi care de regulă sunt sunați din România. Așa sunt ei, știți cum e. Vine, sună și spune aici. Și care de regulă au scris despre România negativ. Și sunt sunați și spune, ce părere aveți despre Codruța Chioveși? Și el spune că e bună, dar noi oficial nu avem. Noi avem numai niște declarații, noi nu avem oficial. Dar, repet, deci nici măcar nu a venit nici Merkel, nici Comisia Europeană. Eu spun în sensul următor, noi nu avem imaginea în România, dar asta nu înseamnă, și aici e foarte important, că și dacă pierde Codruța Chioveși, câștigul electoral este uriaș în România. Pentru că pentru români, faptul că ea a participat, nu, a, și a fost și pe primul loc și ei au zis că e bun și a mai apărut și aici colo într-un ziar, pentru români e un mare lucru. Și sigur o să spune, da, dar noi știm că este... nu știu, un aranjament. Nu contează pentru că, nu știu, nu vreau să vă dau vreun coleg. Gândiți-vă că aveți un coleg cel mai prost pe care îl știți dumneavoastră, nu vreau să-mi dați numele, și aflați că va lua premiul Nobel pentru proză. Și dumneavoastră care știți că el este analfabet,
Zice, nu se poate. Da, da, până la urmă ăla, cititorul din Olanda, zice, băi, e marcheș, că tot citiți dumneavoastră cum o fac de singurătate. Adică, din punctul acesta de vedere, nu contează ce știm noi. Contează că pentru români care sunt foarte sensibili la imaginea europeană, a apărut în Figaro, bă, Le Croix. A scris toată presa, nu doar din Europa și de peste. Nu, a scris Le Croix. Nu știu, dar a scris. Și la Le Croix scrie unul, ca, nu cam... Nu că nu ați că sunteți o mare jurnalist. Ca mine, mai puțin. A scris acolo, o fătucă, a scris și acolo despre Codruța Chioveși. Asta nu înseamnă că eu trebuie să mă închin. Da. Potrivit acestui scenariu pe care l-am discutat chiar adineori cu prezidențialele din acest an, Laura Codruța Chioveși se întoarce în România pe cai mari, cu un capital politic și electoral foarte mare și intră în noua miză. Este și presupus. Ca iepure din nou. Este, nu... Poate, e o ipoteză. Eu pot să aduc să completez. Țineți minte că data trecută v-am atras atenția că prestația ei de miercuri seara, toată acea iabui măcită, pune mâna pe telefoane, știți că eu am și dumneavoastră, cred, mi-a contrazis și a spus vai de mine, de-a Codruța Chioveși era descumpănită când a venit citația. Ei, între timp am, pot să vă informez, am aflat amănunte că erau televiziuni care, de ale ei, care erau un dispozitiv înainte de a pune mâna pe telefon. Adică atunci deja știau ce urmează să... Da, știau că va pune mâna pe telefon, că va suna la Europa FM, apoi va fi la Digi, apoi va fi la Realitatea, la fiecare din aceste posturi de televiziune. Unde tot merge Laura Codruța Chioveși? Nu, nu, la toate aceste posturi se pregătiseră deja intervenția. Deci, ea nu era încă descumpănită, puteți spune. Nu era, da? Și înainte de a pune mâna pe telefon și a anunța cu suspine, mai țineți minte, pe cei de la Europa FM, că ea e chemată a doua chemată. Zi, ea și-a luat bilete, ea n-avea nevoie să ducă la Bruxelles, că concursul e acum, da, era, ea a aflat din dosar că va fi chemată și-a luat, și-a luat bilet și a doua zi televiziunile au dat-o pe ea, cum au dat-o? Stând la coadă, la coadă la autopenări, foarte frumos. Și alte televiziuni erau deja în dispozitiv. Deci înseamnă că undeva a fost o manevră electorală, nu a fost o chestiune spontană. Și dacă a fost o manevră electorală, poate fi, și îmi dați mie posibilitatea, fără mă contrazice, că trebuie să lansez și ipoteza asta. Nu știu. N-am de unde să știu ce se lucrează în laboratoare. Eu lansez o ipoteză. Am zis data trecută că ei s-a spus sigur. Dacă ea știe că joacă acolo un rol de iepure, pentru că în regulament este o precizare care a scăpat. Precizarea spune așa, egalitate de șanse în desemnarea acestui. Și exact asta se menționează că sunt încurajate candidaturile din partea femeilor. Păi, așa spun ei, deci poate că pe ea au pus-o și pentru că aveau nevoie, uite, facem și noi, avem candidaturi. Politically correct. Da, nu pot să spun, de-aia să nu cereți mie profeții sau de genul cum aud pe mulți colegi de-ai mei și ai noastră, sigur nu. Nu știu, unde să știu eu, în 2014, dacă mă întrebați dacă va câștiga Iohannis, cred că aș fi surâs sceptic, cum adică să câștige Klaus Iohannis. Uite că a câștigat. Traian Băsescu în 2004 între cele două tururi, dacă îmi spuneați mie că Adrian Năstase o să piardă și o să ajungă și la pușcărie, probabil că aș fi leșinat și asta nu se poate. Și de atunci m-am obișnuit și zic, totul e posibil. Un alt subiect important al acestei săptămâni a fost ordonanța de urgență care modifică legile justiției. În ultimii doi ani, legile justiției s-a creat acest obicei de a modifica legile justiției prin ordonanță de urgență. Nu ultimele patru luni. În octombrie și acum. De cum așa cum am scris, legile justiției au fost adoptate după un an de tărăboi, da? Mă rog, nu mai recapitulez eu, că pierdem timpul, da? În ultima a fost în 18 octombrie, cât? 18, da? 18, publicată în Monitor Oficial, da? În momentul în care ai făcut aceste legi, le-ai bătut în cuie. Adică, după ce ai fost atârnă. N-apucă! Pe data de 15 octombrie, nu, n-apucă nici măcar să fie publicată ultima în Monitor. Fusese promulgată de președinte, că apare e adoptată o ordonanță de urgență prin care sunt modificate legile, da? Iar acum, încă o dată,
nici 4 luni n-au trecut și le modifică. Eu sunt un mare, mare adversar al modificării, al legiferării prin ordonanțele de urgență, pentru că legile, indiferent care sunt, și dacă sunt legile creșterii arbuștilor, nu, ăla, cactusilor, trebuie să treacă prin Parlament, deoarece acolo sunt 300 de capete. Repet, nenorocirea dictaturilor este, constă în faptul că decide pentru, cineva, nu, pentru o lege. O lege trebuie să acopere o realitate. Acea realitate nu poate fi, adică nu poate fi gândită de un om. Ea trebuie gândită de mai mult. Și când vine legea în Parlament, se spune dezbatere. Păi da, și acolo se trezește unul. Păi da, nu întâmplător. Nu știu, acolo e o lege cu medici. Și da, și se găsește unul care e medic, nu știu, la bătături, la călcâie. Și spune, stați un pic, că prevederea aia e o aberație, da? Uite, hai să o modificăm. Dacă o face un singur medic sau 100 de medici, numai... Și atunci nu poți să modifici prin ordonanță de urgență legi, cu atât mai mult legile justiției. O avem alături de noi prin telefon pe Dana Gârbovan, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bine v-am găsit, doamna Gârbovan. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Spuneți-ne, vă rugăm, de altfel, Uniunea Națională a Judecătorilor din România a avut un punct de vedere destul de clar cu privire la aceste modificări. Care este punctul dumneavoastră de vedere legat de ce s-a schimbat pe legea justiției acum? Așa cum am arătat și în comunicat, nemulțumirea noastră cea mai importantă este legată de faptul că după ce în Parlament, după multe dezbateri, cu foarte multă greutate, a reușit să stabilim ca principiu separarea carierei judecătorilor de cea a procurorilor, a venit cumva intempestiv guvernul prin această ordonanță și a creat o excepție de la acest principiu, spunând că judecătorii pot să candideze pentru funcția de procuror șerp și la vârful parchetelor. Dincolo de faptul că, așa cum am spus, este o excepție de la un principiu la care noi ținem foarte mult, această nouă prevedere are ca și consecință o absurditate până la urmă. Un judecător nu poate fi în același timp și procuror, chiar procuror șef. Pentru că judecătorii, prin definiție, sunt independenți și se supun numai legii. Asta îi deosebește fundamental de procurori care funcționează pe principiul controlului ierarhic sub autoritatea ministrului justiției. Ori un judecător nu va putea niciodată din acest motiv să îndeplinească o funcție în parchete. Acesta este motivul pentru care noi am cerut guvernului să revină de îndată asupra acestei măsuri înainte de a produce efecte juridice. Iar aceste efecte juridice vor fi produse dacă ministrul justiției va decide să înceapă procedura de numire a procurorilor șef în temeiul acestei modificări din ordonanță. De ce credeți că a avut loc această modificare? Nu am de unde să știu lucrul acesta, pentru că nu apare nici în expunerea de motive a ordonanței. Din păcate, cred că ați văzut și dumneavoastră această modificare, nu doar aceasta, ci ordonanța în sine, a renăscut în sistem o serie de nemulțumiri care, iată, acum, din nou, sunt poate chiar exacerbate, oricum sunt inflamate foarte mult, cerându-se, până la urmă, nu doar revenirea asupra acestei ordonanțe, ci revenirea asupra tuturor modificărilor aduse legilor justiției. Ori tocmai aceste modificări aduse legilor justiției cuprind și principiul separației carierelor. Și ne întoarcem din nou într-un punct foarte sensibil, din care va fi greu să ieșim. De aceea este important ca în zilele ce urmează, guvernul să vină cu o soluție la această problemă. Da. Doamna Gârbovan, Cristoiu sunt, am văzut că și doamna și AMR-ul a reacționat. Am scris și am susținut că dumneavoastră, semnalul dumneavoastră m-a pus și pe mine pe gând. Întreb încă, și știu că disputa și cât de ce mare bătălie a fost pentru a diferenția pe procurori de judecători. Ce i-a apucat? Nu pot să înțeleg că domnul Tudorel Toader fusese unul din susținători. Mai țineți minte că s-a discutat cu cazul Șelaru, adică cum să revii asupra unui principiu pentru care dumneavoastră și alții și eu ne-am bătut să fie inclus în legile justiției. Ceva e în neregulă. Nu, eu nu vreau să intru pe terenul speculațiilor. Vreau doar să spun încă o dată, acest principiu a fost
cerut de către judecători. A fost votat de către și cerut de către președinților curților de apel, de către președintele, președinții tribunalelor, de către toate asociațiile, cel puțin de UNJR, AMR, de către Consiliul Superior al Magistraturii, care a votat cel o rezoluție în acest sens și reprezintă unul din punctele cele mai importante aduse prin modificările legilor justiției. Eu sper că a fost o eroare din partea guvernului, că nu și-au dat seama care sunt consecințele și ce înseamnă de fapt această prevedere și, repet, sper că se va reveni cât mai repede asupra ei. Da. Iar acest lucru poate face fie guvernul, fie Parlamentul, dacă va dezbate rapid această ordonanță în Parlament. Da. O întrebare mai dificilă. Eu suspectez, asta nu sunteți obligate să suspectați, că e ceva neregulă și cu această secție care începe să devină, nu știu, un fel de unitate asemănătoare DNA, dacă ați observat. Adică scapă oricărui control. La un moment dat poate să vină acea secție și, nu știu, să vă aresteze pe noi, să spun. Nu cred că se poate întâmpla acest lucru. Nu știu, știu eu. De ce? De ce? Și, pentru că vă contrazic textele de lege care reglementează această secție. Dacă vă uitați, noi am fost foarte atenți când am fost în Parlament să propunem garanții astfel că să nu se ajungă la derapaj. Eu vorbesc de acum prin faptul că ea nu mai e controlată de dar mine. Aceasta, nu este adevărat. Este și aceasta. Nu rezultă de nicăieri ceea ce spuneți dumneavoastră din textul ordonanței. A fost o chestie speculată în spațiu public. Ceea ce spune acest text este că atunci când se vorbește de procuror șef, se înțelege procurorul șef de secție, iar aceasta este regula pentru toate secțiile din parchetul general, nu doar pentru această secție. Ce aduce în plus această ordonanță este faptul că această prevedere se referă și la dosarele care au fost predate secției, dar au fost închise de către procurorii de la DNA. Și atunci pentru noi exista problemă dacă, de exemplu, se pune problema unei infirmări, a unei clasări date de procurorul șef de la DNA, de exemplu, ordonanța vine și clarifică acest lucru. Acest lucru poate face procurorul șef al secției nou înființate. Aceasta este rațiunea noi. Introducem nu de a scoate secția undeva în afara oricărui control. Da. Acum, ca să revin, putea domnul Tudorel Toader să ne explice mai bine chestia asta? Categoric, sigur că da. Păi de aici a pornit, dacă nu ne-a explicat. Dar noi același lucru ne-am reproșat. Nu se poate să vii cu modificări atât de imprevizibile fără să lași câteva zile asociațiile profesionale, am spus și în comunicat. Dacă veneam textul înainte, atrăgeam atenția guvernului asupra consecințelor lor și aveau atunci cel puțin și un alt punct de vedere care le permitea să ia o decizie poate mai bună și să nu trebuiască să revină ulterior asupra ei sau să cerem noi lucrul acesta. Vă mulțumesc mult, doamna Gârbovan, pentru intervenție. Vă mulțumesc și eu. La revedere. Un alt lucru interesant cu privire la această ordonanță este, dacă ne uităm și la declarația premierului Viorica Dăncilă, care spunea că nu știa de această ordonanță, nu cunoștea textul ei, a fost introdusă pe ordinea suplimentară de zi a ședinței de guvern. Să fie această mișcare din partea lui Tudorel Toader și a partidului ALDE o delimitare, o mișcare independentă? Nu. E o mare șmecherie, doamna Gârbovan, sigur, fiind magistrată, a evitat să spună, pentru că întrebarea este ce i-a apucat, a spus și dânsa. Disocierea între procurori și judecători a fost o chestiune fundamentală de o justiție, pentru că în Republica Procurorilor procurorii erau considerați egalii judecătorilor și mai ales era această nebunie că din procuror devenea judecător la înalta curte. Încă o dată, cele două meserii n-au nicio legătură una cu alta. Nu au. Procurorul presupune anumite trăsături și de caracter și și fel de a fi, iar judecătorul altfel de a fi. În cazul de față, este mult mai primejdioasă, că nu e domnul Toader, așa a avut așa un moment în care de dezechilibru și a dezechilibrat-o și pe Viorica Dăncilă. Joacă teatru. În această ordonanță este trecut un termen numit 45 de zile. Deci, teoretic și corect. Domnul Claus Iohannis și sistemul apela la o șmecherie, în loc la DNA, da? În sensul că respingând numirea unui titular, era posibilitatea unei delegări. Eu sunt un mare adversar al delegărilor, pentru că o delegare duce la o chestiune temporară, e preferat
un șef al DNA, chiar al lui Dragnea, spun o prostie, decât unul care nu e. Că în momentul în care ajungi șef acolo și știi de vizită, dacă ești temporar, să știți că ești mult mai ușor de manipulat. Și atunci au hotărât așa. În termen de 45 de zile de la intrare, de la publicarea acestei ordonanțe, încetează orice delegare. Deci, peste 45 de zile, domnul Tudorel vine și spune la DNA și la DICOT, aia respins de Claus Iohannis, numim păcutare, da? El spune așa, calculă, ajunge la Cotroceni și Cotroceniu nu mai poate, potrivit ordonanței care e deja lege prin publicare, nu mai poate să respingă pentru că este interzisă delegarea. Și atunci ei deja au găsit numele. Numai că numele e a unui judecător. Și atunci... Și de aceea au modificat? Păi de aia au modificat ca să corespundă, pentru că potrivit legilor justiției nu poți să faci, pui un judecător șef de parchete. Au scos și experiența. Păi da, păi, deci mi-e limpede că la un buzunar. E o șmecherie clasică. Adică ca să pot să pun omul meu la DNA, care e judecător, deci nu înțeleg de ce nu... probabil judecător, care a fost și procuror, eu modific legea ca să corespundă criteriului. Este o chestie antidemocratică. Nu se poate așa ceva. Cine are aceste nume? Liviu Dragnea sau Tudorel? Liviu Dragnea, că doar nu le are Tudorel Toare. Le are Dragnea și e o bătălie, dar îi avertizez de pe acum. Indiferent cine va fi șef la DNA și dacă va fi iubita lui Dragnea, în momentul în care ajungi acolo șef, nu ai mamă, n-ai tată. Ei n-au înțeles nimic asta. Deci nu există în politică omul meu. Nu există. Când ajungi șef. Nu la aceste instituții. Nu. Și dacă ajungi președinte. Și Coldea a ajuns, nu. Claus Iohannis a ajuns președinte datorită lui Coldea, da? Și care a fost primul om executat? Coldea. Deci, indiferent cine va ajunge acolo, ei se iluzionează. Se spune că teoretic e omul lor, da? Și se va vedea stăpân, prima dată l-arestează pe Dragnea, că face parte din piesă. Adică nu există recunoștință. Decât numai dacă ăla pe care l-ai pus, nu-l ai tu un fir pe care să-l ții. Dacă ăla e liber, este o prostie și în plus, atrag atenția, un altă atenție, că și Claus Iohannis poate să nu numească. Îl oprește cineva? Cum? Păi nu numește. Uite, eu propune pe X, da? Un Y, jucătorii. Și el refuză. Da, și nu avem un cuvânt. Și o să spună... Și ajungem din nou la CCR? Da, și o să spună PSD-ul că acum chiar nu mai avem șef deloc. Păi, dacă nu avem șef deloc, ce? Blocăm instituția. Păi, și nu, în ultimul rând, este foarte primejdioasă pentru PSD această grevă, deși magistrații nu au voie să facă grevă, însă cu dus întors, v-am spus înainte de emisiune. Adică nu cred că ea va curge în defavoarea PSD-ului, pentru că Nea Gigio de la sculărie, care are proces, s-a sculat de dimineață și s-a dus acolo și vede că e grevă, în primul rând că n-au înțeles. Deci judecătorii aceștia, magistrații aceștia n-au înțeles un lucru, mai ales judecătorii. Că în momentul în care ieși și demonstrezi pe treptele tribunalului și te dai în spectacol, îți pierzi autoritatea. Ați fost la un proces? Eu am avut 5. Și scris toiul, da? Vreau să știți că stai în sală acolo cu toți, și deodată vine judecătorul, da? Care e undeva la o catedră, nu știți cum e, undeva sus, așa? Te ridici în picioare, da? M-am ridicat în picioare. M-am dus cu buletinul. A zis, e un Cristoiu cu tare, născut cu tare, să trăiți, i-am în picioare. Deci, maestozitatea procesului vine și din funcție. Vreau că tu te duci acum și demonstrezi cu pancarte, iertați-mă. Păi și n-ar putea tocmai asta să dea semnalul că ei sunt disperați și că într-adevăr trag acest semnal de alarmă, că nu sunt ok modificările? Or fi, dar nu poți să fii disperat încât să compromiți. Eu spun încă o dată, toate aceste gesturi, nu știu, nu-mi dau seama, adică nu poți să spui că curg automat în defavoarea PSD. Există riscul să curgă în defavoarea lor. Pentru că măreția judecătorului, nu știu ce înseamnă, că pentru mine, care oricum mă știam ceva, dar păi pentru ăla care vine din Găgești, de Alba, am zis, se scoală de dimineață, ce la Focșani,
Și stă și vreo zi, stați un pic, nu te primești imediat. Asta chiar credeți, ești programat la 9, da, vine procesul. Ei, nu ați fost, nu v-aș dori să aveți procese. Și vine ăla la ora și s-a sculat și îi spune, domnule, gata, te-ai dus degeaba, avocatul îi spune, e grevă. Și zic, cum e grevă? Judecătorii se facă grevă, ce n-am mai de ce sunt de la autobuze? Deci există, poate că din cauza asta ar putea să ieșeze, dar oricum ei cred că asta pregătesc sistemul. Nu sunt așa de disperați. Cum a spus bine Gărbovan, e folosită că a fost o mare neghiobie această ordonanță de urgență, că au pierdut și cele două organizații care ajutau, care erau și ele pentru legile justiției. Care acum nu mai sunt. Da, e foarte important. O să vă explic. Deci, în momentul în care tu ești Gărbovan, da, și ai apărat legile justiției și au venit colegii tăi și au spus, de ce ești, nu vezi, nu-ți dai seama că faci o chestie greșită și tu spune, nu e corectă. Și deodată vin ăștia și vine colegul, da, până mai ieri. Lasă-mă să de realitate. Spune, păi nu ți-am spus că-s niște bandiți și atunci ce spui? Ce spui la televizor, doamne, n-am știut. Deci este o mare greșeală, o mare greșeală. Nu poți să modifici legile justiției, nu. Nu poți să faci nimic nici măcar corect în justiție și în viață fără să te sprijin pe cineva. Ei au pierdut sprijinul a două organizații singurele care îi ajutau. Nu-mi dau seama cum vor da înapoi, dar din câte am înțeles, sunt gata să plece și de la putere, numai să rămână această ordonanță. Și doamna Gărbovan nu are dreptate. O să vedeți, acea secție nu e chiar așa de nevinovată. Pentru că ea constituie, atenție, ea este o secție care poate să investigheze orice judecător, da? Păi în momentul în care știi că în spatele secției este Dragnea, te poți frumos cu Dragnea, nu-i așa? La proces. Va mai fi Dragnea? Păi nu știu, Dragnea sau cine o fi de la PSD. Eu nu sunt adept, eu eram adeptul păstrării acelei secții în interiorul, precizarea aia că trebuie să fie numai șeful, ați văzut că vor lua și doamna Gărbovan, foarte importantă precizare. Deci vor lua și dosare încheiate în care a fost un magistrat. Chiar dacă dosarul de la DNA a fost chiar trimis în instanță sau clasat pentru cauza unui PSD-ist. Vedeți, tel drumul. Faptul care a ajuns dosarul. Faptul că a cerut tel drumul spune multe. Mă rog. Un alt subiect important, pe scurt, mult discutatul caz al lui Alexander Adamescu și raportul întocmit de fostul director al MI6, care a scos la iveală, potrivit acestui raport, anumite probleme care au fost în România atunci când s-a întocmit acest dosar. Nereguli, presiuni făcute asupra martorilor, poate să atragă sau să scoată în evidență acest raport, neregulile din România? Deci mai mult sau mai puțin întâmplător, eu știu raportul. Asta e o știre. Raportul a fost prezentat la procesul de extrădare, judecătorul nu a fost de acord, dar conținutul raportului, are vreo 30 și ceva de pagini, este un document excepțional, senzațional. Dacă va fi publicat în presa română, multe zguduiri vor fi. Eu știu despre ce este vorba de și ce? Principala de ce știu. De ce vor fi zguduiri? Ce spune? Pentru că vă spun reacția mea când am aflat când am aflat despre ce conține documentul. În primul rând că este realizat de fostul șef al MI6, stați un pic, nici măcar, deci serviciile britanice sunt mai puternice decât cele decât CIA-ul. CIA-ul sunt în fel de rudă săracă. Britanice sunt la spionaj, la informație, la inteligență. Unu, documentul respectiv este întemeiat pe, și aici a fost și obiecția judecătorului, corectă, din Anglia, e întemeiat pe surse înalte guvernamentale. Fără să fie dezvăluite. Păi, dar n-aveau cum, că le dezvăluiau, rezulta că sursele le au dat informații chiar secrete. Foarte important ce spun. Până a afla de conținutul acestui document, care spun că este zguitor, eram convins că
mașinăria de arestări și de astea era numai al lui Traian Băsescu. În mașinăria asta era o singură excepție în această concepție a mea, anume cazul Adrian Sârbu, pe care eu l-am urmărit cu mare atenție, l-am, care nu a fost anchetat de DNA, ci de parchet. Din acest document, care și citează cazul, se vede în felul următor, că și Ponta avea o mașinărie. Apropo de ce spuneam eu de Dragnea acum. Deși Ponta ca premier, deși aparent el nu avea nicio putere, avea... Era totuși președintele PSD. Păi era, da, era președinte. Nu, dar documentul arată cu date cum se constituise acolo la nivelul lui Ponta o echipă de radere a adversarilor lui. Iar Adamescu era considerat prin România Liberă un adversar al lui Ponta. De ce? Păi România Liberă fusese în prima linie a bătăliei cu Ponta, cu PSD-ul. Trustul lui Adrian Sârbu era considerat în prima linie, nu a fost considerat de stânga, a fost în prima linie a bătăliei cu Ponta. Dar, repet, șocul celui care citește, este, care află acest document, e faptul că erai convins că săracul Ponta era așa pe undeva. Și o să vedeți în câteva date foarte importante care spune. Aflăm pentru prima dată că la o ședință de Consiliu al Uniunii, în care a fost și Ponta ca premier, țineți minte așa, el a avut chiar o discuție cu Merkel în care a primit indicații cum să lupte împotriva corupției în România. Deci nu numai domnul Iohannis sau Traian Băsescu, ci și el. Există date precise cu o ședință la guvern unde s-a decis o serie de arestări și de prăbușiri, mai ales de trusuri de presă, sub conducerea lui Victor Ponta. Deci asta este principala concluzie a acestui document, care, repet, apar în document și niște personaje care în ultimul timp, vezi, Doamne, din partea Germaniei ne toacă. Din aia care fac declarații în favoarea lui Chiovei și care acum rezultă că făceau parte dintr-o piesă condusă de Merkel de folosirea luptei împotriva corupției, fie pe Traian Băsescu, fie pe Ponta pentru a-și executa adversare. E un document, ar putea să-l dea publicitate, nu înțeleg de ce nu-l dă, pentru că ar spune încă o dată acest lucru, ar atrage atenția că și Dragnea își pregătește statul paralel. Eu am îndrăznit să scriu că își pregătește după ce am luat cunoștință de acest document. Și am spus, stai puțin, înseamnă că și premierul, și ăștia de la PSD, nu sunt chiar așa de nevinovați. Dar sunt credibile aceste surse? Păi, din câte îmi dai eu seama, unele erau chiar în jurul lui Klaus Iohannes. Deci sunt surse foarte puternice. Mi-am dat seama de anumite surse și ele sunt date concrete. Deci, repet, întrebarea pe care mi-am pus-o eu înainte de a lua cunoștință acest document, că, repet, de exemplu, Adamescu nu făcea parte, era de-a lui Traian Băsescu. Și cum se explică? Și explică documentul foarte bine. Adamescu intră în Malaxor odată cu fratele lui Traian Băsescu. Deci, noi am avut această imagine că Traian Băsescu comanda totul, nu-i așa? Ei, după ce citești documentul, îți dai seama că în interiorul sistemului erau mai multe state paralele. Deci este greșit, uite, am făcut am zis o propoziție, este greșit să spunem că a fost și este un singur stat. În interiorul acestea sunt mai multe state paralele, în serie este mai multe grupări. Nu cred că le stăpânește Helvig, n-ai cum. În parchet, mai multe grupări. Așa că foarte multe din DNA, foarte multe din lucrurile care nouă ni se păreau ciudate, veneau din ideea noastră că e unul, Iohannis, Traian Băsescu, care e la manete și nu mișcă nimic. Nu e adevărat. Adică, în numele luptei împotriva corupției, cam mișcau tot. Și te trezeai, de exemplu, la DNA. De ce au făcut cazul Adamescu? Pentru că n-am de unde să știu că nu era un procuror de partea lui Ponta, da? O să spune, da, Chioveși unde era? Păi te puteai duce tu. Era dumneavoastră Chioveși, da? Și venea un procuror, da? Spunea, am un dosar de corupție al domnului, da? Și tu spuneai, nu? Nu îl vrem, mulțumim. Păi cum? Și în acel moment, vreau să scrieți pe Facebook, da?
păi uite că m-a trimis cu tare, cu tare. Și ea spunea, foarte corect, anchetează-l. Deci, foarte multe lucruri, după acest, potrivit acest document, pe care noi nu le-am înțeles și nu le înțelegem, vin din existența mai multor state paralele care se bat între ele, care se lucrează între ele și noi credem că e numai unul. Atenție, avem de face cu o confederație de state paralele care se bat. Este de urmărit în viitor. Vă mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Gândurile lui Cristoiu. Până la ediția următoare, la revedere!